găsit tuturor! Numele meu este Magdalena Irimia și vă spun bine ați venit astăzi la emisiunea Dă mai departe. Am onoarea și bucuria să o am invitată în studioul Terranova pe o persoană deosebită, o persoană inspirațională care a schimbat și schimbă destine. Tu doar dă-ți voie să primești informația. Dragilor, o am astăzi alături de mine pe Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal, terapeut relațional Imago și terapeut specialist Baun. Niculina, bine ai venit astăzi alături de noi! Bine v-am găsit, Magdalena! Îmi place foarte mult la voi! Mulțumim că ai acceptat invitația! Vom vorbi astăzi despre relații, despre relațiile pe care noi le creăm, relațiile în cadrul cărora ne-am născut, despre relațiile dintre noi. Nu întâmplător am menționat că Niculina este terapeut relațional Imago, o terapie extraordinară care vine cu o altă perspectivă și o altă abordare, de fapt pune o altă lentilă atunci când te uiți și vrei să lucrezi într-o relație, mai ales într-o relație de cuplu. Este clar că relațiile sunt foarte importante și ele nu pot exista fără dialog. Prima relație conștientă ne-o creăm în uterul mamei, da, în viața intrauterină. Dezvoltă un pic prima relație aici. Prima relație pe care ne-o creăm este relația cu mama. Este o relație simbiotică pe care o avem cu ea cât timp stăm în burtica ei și apoi de la cât ne naștem, creștem și la o anumită etapă ne vom separa așa de simbioza cu mama și ne vom simți un individ separat, de asta pe la 3-4 ani. Deci până atunci noi, relația pentru noi înseamnă cum trăim și cum se manifestă mama vis-a-vis de noi. Asta imprimăm în noi și așa vom merge mai departe în viață. Practic trăirile mamei, gândurile, emoțiile, experiențele, bagajele, cunoașterea, tot preia fătul. Fătul. Din ceea ce am cercetat eu, partea psihică sau structura psihică se formează în viața intrauterină. Să zicem că e noroc atunci sau că e ghinion? Sau cum e dat pentru fiecare? Cum e dat în funcție? Nu e nimic întâmplător, dar în funcție de cât e mama de conștientă, va crea o relație stabilă sau constructivă cu fătul și cu viitorul copil și adult sau nu. Dar și pentru asta sunt remedii. Și fac aici o completare. Te-am ascultat acum ceva timp și spuneai tu foarte frumos ca recomandare că de asta e bine, poate, să faci copil după o anumită vârstă, atunci când tu ai un bagaj emoțional consistent, ai cunoaștere, ai lucru cu sine. Da. Am găsit un studiu undeva în America, nu mai țin minte acum, dar imediat după ce am născut fetița care era la 42 de ani, și în studiul ăla spuneau că au cercetat un studiu longitudinal în care au descoperit că femeile care au născut copii după 35 de ani au avut relații mai sănătoase cu copiilor și au trăit mai mult. Și ei au luat-o pe partea asta a corpului fizic și a minții, eu am luat-o pe partea emoțională, pentru că, într-adevăr, în prima parte a vieții, noi terminăm la 24 de ani adolescența. Ne mai trebuie 4-5 ani până ne revenim la creier, să ne așezăm, ce vrem să facem, cum vrem. După aia ne luăm un timp ca să ne creăm toate resursele astea materiale, unde să aducem fătul. Și cu adevărat un copil, cam după 33-35 de ani, e optim pentru femeie și pentru bărbat, ca să poată să fie părinți conștienți. Și pentru cuplu? Și pentru cuplu. Pentru că, într-adevăr, ei reușesc să se sudeze până vine copilul, pentru că foarte mulți se căsătoresc, fac repede un copil și relația lor nu-i sudată și apar tot felul de ieșiri din relații și așa mai departe și multă suferință. Da, pentru că nu întâmplător, în zilele pe care le trăim, foarte, foarte multe cupluri, și asta o spune statistica, se despart după apariția primului copil sau al celui de-al doilea. Da. Tocmai că între ei nu au apărut acea conexiune care să-i țină aproape sau împreună și la bine și la rău. De fapt, știți că avem să fim împreună la bine și la rău. Ok, când e bine, toată lumea bine. Când e rău, atunci. Dar vom putea rămâne împreună și la rău dacă noi am reușit să avem acea conectare și să ne simțim în siguranță cu partenerul. Terapia Imago spune, și nu numai terapia Imago, scopul relației de cuplu,
În primul rând este pentru evoluția personală, da, că de asta ne alegem un partener să evoluăm, dar și pentru vindecarea rănilor, din a traumelor din copilărie, din mica copilărie. Când îți dai seama că tu de fapt ai de vindecat? Pentru că dacă tu mergi pe un... Că așa ai văzut acasă, ai văzut mama, așa ai citit în anumite cărți, așa trebuie să facă femeia, așa trebuie să facă bărbatul într-o relație. Cum faci diferența din așa trebuie și realitatea pe care practic tu o trăiești în casa ta? Da. Diferența o faci prin starea ta emoțională. Deci dacă ai o stare de bine într-o relație... De bucurie. De bucurie. De abia aștept să ne întâlnim, să mai punem la punct ceva, să mai creăm ceva, să mai cercetăm ceva împreună, să facem activități împreună, atunci înseamnă că ești ok cu partenerul. Cu cât fugi mai mult, am mult de muncă la servici, știi, văd între două somnuri, plec cu băieții nu știu unde, tu îți găsești sau stai mult pe media sau mai știu ce, alea sunt eșiri. Tu nu știi cum să te conectezi. Ce se întâmplă? Noi în copilărie, de ce căutăm noi, de ce ne vindecăm relația de cuplu? Pentru că în relații ne naștem, în relații ne rănim și în relații ne vindecăm. Ne naștem din relația părinților noștri, ne cresc, cum au știut și ei, etc., etc. Exact. La un moment dat, în copilăria noastră, mai ales în prima parte, 0-1 an, apare o fisură. O fisură între noi, copilul, și părinții, fie unul, fie ambii. Fisură care apare, vă dau un exemplu, copilul plânge că vrea să mănânce. Mama are credința, lasă-l acolo să plângă că trebuie să dea mâncare la ora, să nu-l aline. Da? Ok. Copilul face asta o zi, două, trei și apare fisura. El va ști că indiferent ce nevoie va avea el, nu o să vină nimeni să-i împlinească. Nu este auzit, în primul rând. Și își va atrage în timp un partener sau o parteneră care nu o să-i laude nevoile lui și nu o să-i împlinească. Și unde are de lucru? Cu mama, care nu s-a dus să le ia un pic în brațe atunci. Și tu ai copii și eu am copii. Copiii, asta, noi am crescut credința să nu-l ții prea mult în brațe, lasă să-și facă plămâni, etc., etc. Eu, pentru că am vrut să fac diferit decât părinții mei și am și studiat atât pe François Adulto, pe mulți psihologi înainte, Mihaela Minulescu, înainte să fac copii, am înțeles că, bă, lui nu-i trebuie să le iau decât un minut în brațe, să simtă el dacă vrea, dacă plânge, are o nevoie, fie să le iau un pic în brațe, poate o mâncat, poate e schimbat, poate ok, dar are nevoie de energie. Cine știe, poate i-a scăzut energia. Știți cum? Cu adevărat, îl iau un pic în brațe și pe el pune la loc, nu mai avea nimic. Dar doar ca să scap de acele credințe false pe care toți le avem și care copiii, după care suferă foarte mult. Și așa am reușit eu să scap de asta și atunci copiii nu au nevoie să vină cineva să-mi împlinească ceva pentru că mama e împlinit. Asta nu înseamnă că nu s-au întâmplat fisuri între mine și copii, dar asta măcar am depășit-o. Și apărând acea fisură, îți atrage un partener care va face exact la fel. Și cum îți dai seama că ai de vindecat? Când ai fost îndrăgostit de partener sau de parteneră, știi că el este cel care, cumva la nivel subtil, îți împlinește nevoile alea neîmplinite de părinți. Și când s-a terminat îndrăgosteala, îți vine să dai cu ceva în cap. Pentru că, de fapt, tu te-ai îndrăgostit de părți pierdute ale tale. Părți pierdute din tine ce înseamnă? Noi avem patru dimensiuni. Emoțional, cu simțirea, senzațional, corpul fizic, cu gândirea și cu acțiunea. Sunt patru dimensiuni, patru funcții ale noastre. Așa. Dacă în copilărie mama spunea, sau tata, sau mesajele pe care le-am primit, știi, ești tu deșteaptă, ia mai tași tu cu ideile astea, lasă pe frate tu că știi mai bine, vecinul știu mai bine. Apropo de a ști, tu îți vei băga sub preș partea de a gândi. Pentru că n-ai fost acceptat și validat cu ideile tale, drept pentru care tu taci cu gândirea ta, lasă că vin alții. Și atunci îți activezi alta, de exemplu, îți activezi asta cu emoțiile. Simți foarte repede de lucrurile și devii foarte sensibil. În același timp, îți diminuezi partea cu să spună că nu mai te mișca așa, vezi că nu mai dai atâta atenție la corpul fizic, nu mai faci atâta sport, nu mai lasă-mă cu prostiile astea că ai treabă. Și atunci corpul tău iarăși îl bai supreș. Intră într-o stagnare. Da. Și tu vei dezvolta partea de a acționa. Hai să mă duc, să mă vadă și pe mine cineva, să fac aia, să fac aia, să fac aia. Deci tu vii cu opusul a ceea ce ți s-a spus să nu faci. Exact. Deci tu, în exemplul ăsta, unul își bagă sub preș, să spunem, gândirea și corpul fizic și își activează emoția și acțiunea. Celălalt de care te îndrăgostești va avea exact opusul.
Știți că este un mit cum îți cauți jumătatea? Da. Ei, abia acum ai găsit sensul. Jumătatea care e să faptul... se potrivească. Exact. Eu am două activi, tu ai două activi. Ne întâlnim, m-am format în întreg. Uh-huh. În sine întreg. Numai că ne doare că ăla poate să acționeze și eu nu pot. Mi-a plăcut să mă uit în jurul meu, uh-huh. Să caut acele cupluri care să mă inspire, care și cu bune și cu rele, da, pentru da, că da. Nu mi-am luat și nu mi-au etalon cei cu viață perfectă din exterior, da. Atât cât am eu acces la informații. Și totuși, mi-a fost dat să găsesc cupluri întâlnite de vreme în viață, longevive, acum sunt în vârstă, și mă gândeam, oare a fost norocul lor de s-au găsit și de au fost compatibili jumătățile care s-au potrivit? Da, ideea e că asta cu compatibilitatea am înțeles la Imago, că noi ne căsătorim doi oameni incompatibili, de fapt nu suntem compatibili. Dar practic se potrivește mai se bine potrivesc pasărul mai la bine, ei, da. Părinții, exact. Bunicii, cele care două, vin din spate. Da, se potrivesc astea ca să formezi un întreg la modul, are două funcții active și celălalt are celelalte. Dar ce au avut ca să ajungă la nivel de longevitate, au avut încredere unul în altul. Și-au dat voie. Și-au dat voie. Și-au avut încredere. Adică au știut, bă, nu-mi spune partenerul sau partenera că nu știu ce, decât că mă iubește și chiar vrea să mergem împreună sau să evolueze, să evoluăm. Pentru că foarte mulți în cuplu nu acceptăm de la celălalt. Ce îmi spui tu mie? Ce nu știu ce? Ce nu știu cum? Dar ălaltul vede mai bine. Da. Doar este că, în afara ta, da, te observă, exact. Te vede. Și atunci vede mai bine. Și nu e neapărat să-ți dea dreptate sau să-i dai dreptate, ci pur și simplu lasă ceea ce-o spus să lucreze la tine și gândește-te. Pentru că îi întreb foarte mult pe cupluri, ce îți reproșează partenerul? Păi îmi reproșează că n-am timp pentru el. Ok, înseamnă că ăsta e limbajul lui de iubire și tu nu îl oferi. Păi da, că îi fac mâncare, îi spăl, o zis timp pentru el, nu mâncare și spălată la servicii, înseamnă altceva. Ce înseamnă pentru... L-ai întrebat vă dat partener, ce înseamnă pentru tine timp în doi? Întrebarea asta, că, bun, partenerul reproșează că nu, da, nu este timp pentru el, nu îi se acordă. Dar ce din ea face ca partenerul să o întrebe asta? Păi, ideea este că el, fisura lui cu părinții, a fost asta că nu i-a oferit timp. Așa. Și atunci a dus o parteneră care nu i-a oferit timp. El cu cine ar divindeca? Cu unul din părinți sau cu părinții. Și atunci el ce va face? Dacă partenera va veni și va oferi timpul pe care nu îl oferi mama și tata, el prin empatia ei își va vindeca acea rană. Niculina, dar se poate și în sens invers. Părinții trăiesc, poți avea o relație deschisă, da, și de comunicare cu părinții. Poți să vindeci conștient la o vârstă adultă rănile cu părinții și atunci vindecarea asta să se la partener, propage, da, către, da, cuplu, da, în care, da, ești. Deci, da, funcționează și așa. Exact, funcționează și așa, că de multe ori se întâmplă așa pentru unii părinți care devin conștienți, nu contează ce vor să zic, bă, da, mă ocup, eu o să fac, să nu mai se ducă la fiic mea sau la fiul meu chestia asta. Și se întâmplă pentru că cel care lucrează se duce ca un efect așa de bumerang, nu știu cum să spun. Unda. Ca o undă. Trei generații în spate și trei în față. Și în față. Deci sunt cele șapte. Cel de la mijloc, trei în față, trei în spate. Niciodată nu m-am gândit că și în față. Da, mă și în față. Că păi numai... nu știi că erau aia cu șapte generații. Da. Tu ești, da, în mijloc, cel care lucrezi, cel care ai devenit conștient și chiar vrei să schimbi ceva. Mai era și de șapte ori câte șapte. Da? Da. Niculina, în cuplu se întâmplă deseori ca un partener să se informeze mai mult, să citească, da, mai mult, să devină mai rapid conștient. De regulă se întâmplă partea feminină, se pare, uh-huh, că este un dat. Celălalt partener rămâne în urmă sau începe să-și dezvolte alte preocupări. Uh-huh. Inevitabil încep să se producă, da, fisuri. Da. Încep să se vorbească, cum mai au de o expresie, a limbi diferite. Spun ceva, nu sunt înțeleasă. Cum? Ne uităm la același obiect, îl vedem diferit. Uite ce am citit eu. Lasă-mă în pace că sunt prostii. Nu, ce e asta? Nu. Eu știu ce m-a învățat mama și tata. Deci apar fisurile. Uh-huh. Ce face în condițiile astea partenerul care începe să vadă viața și cu alți ochi, începe să vadă un pic în spate, uh-huh, o altă dimensiune nevăzută sau se prinde altfel de ritmul, da, vieții și de scopul nostru? Partenerul cum să vină... care, da, care devine primul conștient, așa cum ai spus de obicei, partea feminină, nu e neapărat un dat, e un creier relațional. Da, da. Noi avem creierul relațional și atunci ne interesează mai mult partea de relații. Bărbații au creierul acțional, pe ei interesează să acționeze și atât. Ok, femeia în general, sau sunt și bărbați, cam și bărbați care au vrut partea aceasta, cel care a devenit conștient, pentru că este conștient, va lucra la nivel de afectivitate, de iubire, de empatie și cu dialog spre celălalt. De exemplu, nu-i
Nu, lasă-mă cu prostiile astea. Ok, înseamnă că nu-i preocupat, dar eu citesc o carte, o las acolo. Pentru că bărbatul e ca un copil dintre ăsta. Dacă ai spus fă aia, o să zică nu. Da? Sau okay. O să facă doar cât ai spus. Doar cât ai zis, doar că ai zis tu, dar nu vă face. Adică nu e o facere conștientă. Și atunci lăsăm niște cărți așa pe oriundeva, o emisiune lăsată pe un telefon deschis. Mesaj. O chestie dintre asta, un mesaj. Pentru că unul când s-a trezit, e clar că și celălalt are nevoie de această trezire. Doar că să nu avem acea dorință acum. Nu, că s-ar putea ști să-ți fi luat 10 ani exact, până ai deschis și o carte. La tine s-a produs la fel. Și la el la fel. Dar dacă ai răbdare și dialog, dialogul și mai ales dialogul Imago, care, în care avem cei trei pași, oglindirea, adică îți spune, uite, astăzi nu m-ai așteptat, mai știu unde, că am stabilit că facem asta. Îți spui, am auzit că ai spus că azi nu te-am așteptat acolo, că am spus că facem asta. Am auzit bine? Pentru că mesajele noi nu le ascultăm. Noi nu le ascultăm. După primele trei cuvinte în care partenerul ți-a spus ceva, tu începi să-l contrezi în mintea ta și să-ți formulezi gândurile ca să-i zici că n-are dreptate, da? Asta înseamnă lucrarea. Confirm. De în unele situații, bun. Confirm. Și atunci am auzit că ai spus așa. Și da, și te-a apucat să repezi pe mine. Păi ca să înțeleg ce ai spus tu. Și atunci zici, uite mă, care dreptate, uite că m-au auzit. O dată, de două ori, de trei ori. După care are sens pentru mine să te simți singur sau așa când eu nu sunt în prezența ta. Are sens pentru mine, nu înseamnă că sunt și de acord, dar are sens pentru mine. Adică te văd, tu ești o ființă individuală, unică, care poți să simți altfel decât cred eu. Da. Da? Și al treilea pas este empatia, în care cred că te-ai simțit într-un anumit fel. Cred că te simți, adică simt ceea ce simți și tu. Când facem asta? Când trezești în noi o amintire sau ceva prin care și noi am trecut. Cu altcineva sau cu părinții noștri sau cu frații noștri. Și tu poți să confirmi emoția exact. Care este acolo. Și bun, atunci, și el are dreptul să simți, simți. Da, simți, da, într-adevăr, așa mă simt. Ok, uite, îmi pare rău că te simți așa, eu nu vreau să fac asta, dar nu-mi dau seama. Dar te rog, mâine sau în altă zi când spui, ori scrii pe un bilet, adică îi dai cumva, bă, vreau să văd asta, adică nu îți spun că e așa cum ai spus și te las acolo. Uite, ca să nu mai uit, lasă mâine pe un bilet chestia asta. Adică cel treaz e cel care dă un pas în spate și începe să ia niște soluții în așa fel încât să nu-l agresăm pe celălalt. Pentru că ceea ce vreau să spun este că dacă cei din cuplu s-au întâlnit din iubire, pentru că aici e marele secret, este cum te-ai întâlnit? Te-ai luat din iubire sau din interes? Știți, era la noi acasă vorba, s-au luat din interes. Ei, nu ducea prea departe. N-ai sau cum... împins de alții, că s-au e o vârstă. Păi e tot un interes. Ok, da, e tot interesul un altora, da. Interesul altora. Pe când dacă cei doi s-au luat din iubire, eu mereu îi întreb și la cabinet când vin în terapie de cuplu. Cum v-ați întâlnit voi? Povestiți-mi un pic cum v-ați întâlnit. Și văd cum încep să le sclipească cu ochii, cu mai, cu mai. Clar că ăștia s-au întâlnit din iubire. Adică pur și simplu au rezonat. Iubirea i-a adus împreună. Zis, gata, i-au adus împreună. Când văd că stau și eram pe nu știu unde, așa, mi-e clar că interes și acolo e foarte greu de lucrat, pentru că ei din start nu s-au conectat. Dar dacă au ajuns dacă, în cabinet, clar... Dacă au ajuns în cabinet, clar că există o variantă, există o soluție pentru toată lumea care caută. Sunt extraordinari pașii pe care îi recomandă terapia Imago și mi se pare așa esențial verbalizarea. Când o îndrepți către celălalt, îi dai în primul rând și lui șansa să-ți confirme că tu exact. Poți zici, cred că te da, simți așa da. Și el poate să zică nu. Da, dar uite nu. Cum exact. Mă simți și atunci exact. Tu îți dai da. Seama cât de eronat erai tu în gândirea ta și de fapt făceai doar o interpretare din perspectiva o proiecție, ta. O proiecție. Și vei schimba lentil acum. Dai mă că eu când plec așa el se simte cu totul altfel decât îmi imaginam eu. Că de-aia noi nu reușim să schimbăm singuri. Pentru că noi nu știm ce trăiește celălalt cu adevărat. Adică ce mie mi se pare pe mare lucru, pe ăla îl afectează foarte tare. Și atunci când comunică, uite, asta simt sau asta am trăit, deja toată lumea poate lucra să schimbi lucrurile. Da, este mult de schimbat, este mult de lucrat să ne țină bateriile și energia. Avem timp, 150 de ani, da, reușim da, noi până la urmă. Subscriu că timp este doar da. Să-l folosim conștient să vrem, și prezent. Să vrem, primul lucru e să vrei. Să vrei. Voința și motivația pentru ce. Și gata, cu asta două. Și apoi să fii și conștient și să nu mai treacă zilele fără tu... Fără să faci ceva pentru repararea acelei fisuri. Că până la urmă partenerul în permanență îți arată ai mai pus un pic, ai mai reparat un pic, ai mai... Cum faci să
De multe ori ne place să ne plângem. Știm fisura. Da, ne e bine cu acea fisură. Da, ne e da, bine, pentru că reptilianul nostru e ceva confortabil acum, chiar dacă e greu. Mai bine și, să fie confortabil. Mai vine și partenerul cu fisura lui, da. Ne e așa de confortabil acolo, ne mai plângem. Și mai trec vreo 10 ani, mai suntem în starea de victimă. Da. Și nu ieșim de acolo. Păi nu ieșim. Și mai vedem în jurul nostru nu că da, de fapt așa e viața. Să ajunge uite, la și la ei se întâmplă la fel ca la noi. Deci înseamnă că... Și la un moment dat apare o criză, să știi că nu ne lasă universul așa. Universul nu suportă fisura. Și atunci va apărea o criză în cuplu. Ce frumos spus. Universul nu suportă fisura. Și se va crea o situație ca să trăiești o criză. Dar și vei... Uite, Niculina, te duci către partener și spui am nevoie să fiu auzită, am nevoie să fiu văzută, am nevoie de atingere. Partenerul nu e disponibil din varii motive. Nu știu, se ascunde sau s-a întâmplat ceva. Da. Nu e disponibil. E bine în situațiile astea să te îndrepți în afara relației la modul. Știi că încep să vorbesc singur uneori. Decât să vorbesc cu el, vorbesc singur la modul, mă descarc. Sau sună o prietenă, mai pricepută, mai nepricepută. Cel puțin acea prietenă e disponibilă să te asculte. Sau mergi la psiholog, la preot. Fiecare își poate găsi un refugiu. Întrebarea mea, cât este de sănătos să te duci sau... O faci când în când? Da. Sau rămâi încă în cuplu, în acea energie? Ideea și aștepți... Ideea este că noi avem nevoie să verbalizăm ceea ce trăim tot timpul. Creierul nostru are nevoie să-i dea un sens, pentru că altfel le nebunești în aceeași casă cu un om cu care nu poți. Însă e foarte important unde mergeți să discutați. Eu ca specialist recomand să vă duceți la un specialist, pentru că el este imparțial. Nu o să ține nici cu unul, nici cu altul și o să caute să vă fie bine la voi relații, la voi doi ca relații. Dacă te duci la o prietenă sau la o vecină, ea îți va spune din perspectiva ei. Și experiența de viață. Și experiența ei. Care s-ar putea să fie total eronată pentru voi ca cuplu. Și atunci noi avem nevoie să povestim cuiva, să ne descărcăm. Căutăm un specialist, mergem pentru noi. Uite, asta simte, uite, asta face bărbatul meu, aia. Un specialist care nu, unde nu sunteți amândoi în cuplu, o să zic, ok, hai să lăsăm pe el, hai să stăm de vorbă despre tine, că tu ești aici. Dacă specialistul te duci la el și povestești despre bărbat și începi să spună ce ar face ea sau el, altădată nu te mai duce, că e clar că nu e o chestie profesională. Da. Da? E ca și cum te-ai dus la vecina, dacă ne luăm așa. Și atunci e important tu să te descarci. Cine se duce la spune? Ok, a venit, uite, să mă plâng că ăsta nu știu ce face. Nu... Ok, și el îți va pune, cum te simți tu când el face așa? Ce faci tu? Tot la tine ajungi. Da. Și unde ajungi de fapt este... De ce este indisponibil? Cine dintre mama și tata erau indisponibili? Dacă un specialist reușește să spună întrebarea asta și te gândești, stai că mi-era tot timpul așa, ok, unde ai de lucru de fapt ca să fii bine cu partenerul? Cu tata. O să zici, ok, unii mai sunt în viață, unii nu mai sunt, adevărat. Dar noi la nivel psihologic avem tot timpul în capul nostru. Că din ei am venit. Păi da, așa că noi putem face, sunt tot felul de soluții pentru a lucra inclusiv la nivel cuantic, la nivel subtil cu un părinte care este plecat. Rugăciuni de iertare, o imagerie dirijat, o îmbrățișare magică, diverse lucruri care se pot face ca cumva să aduci pacea în interiorul tău și să nu mai proiectezi pe partener ceea ce nu a făcut tatăl tău cu tine. Și lipsa creată în tine, să o conștientizezi și să nu dai mai departe către generațiile următoare. Exact. Niculina, mulțumim pentru împărtășirea din vasta ta experiență și din cunoașterea ta. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim în curând. Dragi telespectatori, am revenit în partea a doua a emisiunii Dă mai departe, alături de Niculina Gheorghiță. Vorbeam de relațiile de cuplu, de relațiile cu părinții și prin prisma terapiei Imago. Ce facem atunci când suntem în relație cu partenerul, cu iubitul, cu iubita, cu soțul, soția și avem probleme pe care nu vrem să le comunicăm? Sau, ca să mă exprim altfel, sunt probleme la serviciu, sunt probleme în familia extinsă, unchi, mătuși, bunici, probleme care pe tine te afectează. Le aduci în cuplu? Le comunici un pic? Le comunici mai mult? Sau se discută împreună? Da. Da, e subiect interesant acesta, pentru că tu trebuie să discuți cu cineva
Și în mod normal, dacă partenerul este un partener din credere, vei discuta cu el prima dată. E primul dată. Către... Da. E sănătos? E sănătos, doar că nu foarte mult. Într-adevăr, aici trebuie să știi când să te oprești. Că dacă îl umpli în fiecare zi cu aceeași problemă și nu găsiți o soluție, pentru că, de fapt, noi de ce vrem să vorbim cu cineva? Pentru creierul nostru să calibreze în contact cu alt creier. Și cel mai aproape e partener. Uite, mi se întâmplă asta la servici cu colega cu tare sau cu șefa cu tare sau mai știu eu ce. Îi spui odată, el o să te asculte și o să poată spune, ia vezi, nu poți să iei o atitudine așa sau dacă îți dă o sugestie. Tu te duci, aplici, vezi că nu funcționează. Vii și a doua oară să-i spui, după aia nu mai spui, după aia te duci și îți cauți un specialist, că de aia sunt specialiști. Dom'le, am o situație tensionată acolo, nu știu cum să o remediez. Da? Deci și partenerului spui o dată maxim de două ori. Pentru că și el are pe lui. Cu familia, cu oricine. Nu prea mult. Pentru că tot ce e prea mult încarcă. Îl încarcă și da. Nu se mai poate să fie nici el bun de nimic când te aude, pleacă de la ușă și mai departe. Deci primul care îi spui este el sau ea, pentru că creierul are nevoie să conecteze cu un creier, dar nu mult. Trec ani, Niculina, și o relație se sudează sau... apar probleme grave. Mai grave pentru unul, poate mai puțin grave pentru celălalt. Apare indisponibilitatea. Apare momentul în care unul din parteneri alege să lupte sau celălalt poate să aleagă să fugă. Să fugă, da. Tot la special și ne ducem la special. Că nu avem ce face. Noi nu avem educația acasă. Iar noi nu sunt... Nu, oricât ai fi, uite, și eu oricât sunt de specialist, eu mă duc la colegii mei. Și noi, ca specialiști, nu vedem când suntem în problemă. Ca și doctorii, clar, te duci exact. Și te tratezi la alt doctor. Dar știu clar, mă duc la... Că, pentru că ești în problemă, noi cum să o vezi? Cineva, un coleg din exterior, zice, a, dar uite ce se era. Și când spune, a, ai dreptate, dar nu o vedeam. Pentru că eram acolo, e ca și cum ești într-o negreală și n-ai cum să vezi lumina, pentru că totul e fum. Și atunci te duci la un specialist. E greu așa, pentru că sunt cupluri, exact cum ai spus, care se sudează, care au crescut intuitiv, care și-au dat spațiu unul altuia, pentru că o relație de cuplu e o relație grea. Cea mai grea? Cum deodată. Da, exact. Pentru că noi nu știm ce conținem noi, proiectăm către celălalt, ăla nici el nu știe ce conține, proiectează către tine și n-ajunge la niciun rezultat. Noi mereu o să avem nevoie la un moment dat ca să ajungem la un rezultat de un mediator, de unul care zice, ok, tu spune acum problema ta, tu spune acum problema ta. Pentru că în casă vorbim unul peste altul, nimeni nu s-aude. Suntem în lupta de putere, ceartă, la 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 la. Toate astea nu fac decât să ne separe energetic și nu să ne aducă împreună. Noi între noi avem un spațiu energetic, un spațiu sacru. Toate tolocănelele pe care le-ai făcut partenerului sau ție sunt în spațiul ăla. Toată anxietatea ta, toată suferința ta față de tine sau față de alții sunt în spațiul ăla. Vă dați seama cu ce venim într-o relație? Eu da, îmi dau seama. Da, eu îmi dau foarte seama. Mult. Da. Și atunci n-am cum eu, care sunt în relație, să remediez asta. Am nevoie de un mediator care să zic, uite, tu acum spune, am auzit, tu acum spune așa. E o chestie de educație, de psihoeducație, cum comunicăm în cuplu. Pentru că noi nu comunicăm în cuplu. În cuplu sunt doar monologuri. Doar negativitate și critică peste tot, avem nevoie de un nivel de conștiință ridicat să-mi dau seama, stop, am criticat 10 ani, sunt aici, mai fac 10 tot aici, o să fie că nu se schimbă nimica. Și avem și o tradiție a țării în care ne-am născut și știm foarte clar, la sate, bătrânii, da. Femeia tace, da, femeia da, ascultă, da. Nu iese din vorba da, bărbatului. Da. Adică sunt aceste programe împământenite, moștenite. Ori fi bune, ori fi bune, dar ele există în spațiul în care ne-am născut noi. Da. Nu există da, și la celelalte da. Popoare. Fiecare le are specifice. Altceva, da. Da, 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 în mod clar. Da, și vii cu astea în cuplu, ăla nu crezi cu chiar cu asemenea credințe și tu crezi că alitarei sunt buni. Da. Și uite așa suferința. Deci tot ce avem de făcut este să ne uităm la noi, să vedem ce nevoie avem, să le comunicăm. Dar aș zice, aoleu, ce greu să-i spun că am nevoie de timp în doi după ce îl văd că muncește atât, aleargă, peste tot când să-i mai spun să mai aibă și timp cu mine. Știi, există chestia aia, că e o chestie umană, îți dai seama. Dar după aia realizez, de fapt, lui frică de relații, de aia fuge să muncească atâta. Exceptând perioadele scurte da, în care, da, da, în care chiar munca așa. Atunci, chiar... Și atunci cel care deveni conștient începe să facă planuri. Hai să mergem acolo, a, n-am chef, n-am mai... A doua oară, a treia oară, până când...
Deci, cel conștient, o să ziceți, bine, după ce e conștient, e și primul care poate să miște ceva. Da. Da. Cât de destructivă este critica în relația de cuplu? Reproșurile. Este corect să spun că, de fapt, atunci când îl criticăm pe cel de lângă noi, ne oglindim, practic, ce conține corect, un interior. Este corect. Noi ar trebui să ne spunem nouă în oglindă și să nu ne mai ducem la partener. Exact. În momentul în care îl critic pe celălalt, de fapt, eu nu cred că eu conțin lucrurile alea și atunci le proiectez pe el. În momentul în care eu îmi dau seama, mă, ce nu-mi place la el? Și iarăși o să arăt că peste tot spun asta, cu un deget în față și trei spre mine. Ce nu-mi place la el? Eu am de trei ori mai mult. Ok, hai să mă uit la mine. Și apoi la el mi se pare după aia, nesemnificativ. Nu mai dau atâta atenție. Dar critica pleacă de la noi. Noi ne criticăm foarte tare pe noi. Autocritică. Noi ne blamăm, noi ne judecăm continuu, noi suntem nemulțumiți de noi. Iar celălalt este ca o voce interioară a ta, care e vocea ta interioară care iese prin gura lui. Nu știu cum să explic ceva de genul ăsta. Da. S-a priceput. Da. Și că întâlnesc și în cabinet și la cursuri peste tot. Păi mă critică toată ziua, dar tu unde critici? A, eu nu mă critic. Ia hai să ne gândim. Câte critici în plan profesional? Când ai ajuns la... O, dar nici nu m-am gândit la asta. Păi tu de unde vrei să-ți vină criticat? Normal, pe alte dimensiuni, nu pe astea care... Nu e mur în gură. Că n-ai pus farfuria în partea cealaltă sau mai știu ce. Alea sunt minore. Dar baza e tot critica pe care tu o conții. Și tu o conții și e ca și cum e o hologramă care luminează și zici, universul, adu-mi critică, că eu asta am nevoie. Asta ia, conține eu acum. Exact. Ia să conținem pace, iubire, bucurie, așa arătăm. Universul adun pace, universul adun iubire. Uite ce am conștientizat eu vorbind, ascultându-te și de asta și zâmbesc. Deci e clar, când îmi vine să critic în jurul meu, mă duc în oglindă și zic, uite, Magda, urmez să spui asta. Stop, că e despre tine. Despre tine, da. Și atunci să am curajul să mă uit în oglindă și să zic, de fapt... Exact, și atunci te apucă râsul și zicea, ai dreptate. Cum pot să zic eu asta? Ce sens are? De fapt, uite-te la mine și îmi zice un specialist, zic mai multe cărți de specialitate. Uite, punctul tău de vedere ca specialist, tot ce ai văzut în cabinet, practica experiențială dobândită, se pot vindeca cu adevărat acele rupturi grave din cuplu? Așa. Uite, de exemplu, un singur exemplu, nu mă refer la altele, mințitul, înșelatul. Uh-huh. Adică se poate ajunge cu adevărat la acea iertare curată, că mulți spun iert, dar nu uit. Sau mai trec niște ani și nu știu să transmită cu adevărat acel confort partenerului încât să nu-i aduc aminte de acel eveniment petrecut la un moment dat. Da, eu se ajunge la acea iertare 100%? Noi ca specialiști în Imago am făcut și astfel de cursuri cum reparăm sau cum ajutăm să se repare în cuplu ieșirile acestea, fie de un fel sau era de altul, doar un nu exemplu, contează. Da, exact. Și sunt niște pași, într-adevăr, un proces care durează 6 luni, în care mergi la specialiști, durează 6 luni acest proces, ca celălalt să poată să-ți dea cu adevărat iertarea și tu să te poți ierta primul. Pentru că în cercetările specialiștilor și în cursurile noastre am aflat că pentru cel care a mințit sau care a înșelat, e mult mai dureros decât pentru celălalt. El practic vine și cu o povară. Exact. Și atunci ne-am dat seama și am zis, da... Pentru că tot timpul arătăm cu degetul pe ăla, dar de fapt... Din nou, cele 3 degete îndreptate... Da. Și atunci, cumva, evident, nu e o chestie scuzabilă asta, dar într-o relație, când apare un subiect de genul ăsta, adevărul e la mijloc. Și celălalt a contribuit ca să întâmple asta și celălalt a găsit cea mai ușoară soluție asta, să ies. Da? Și atunci, când vin în terapie, vin amândoi, tu cu ce ai contribuit, tu cu ce ai contribuit și hai să vedem acum cum facem să remediem. Dacă au plecat din iubire, viața lor vor putea căsătoria, remedia. Căsătoria, uniunea. Da, da, vor putea repara. Dacă nu... Cum ai spus la început, dacă au fost alte interese care i-au dus împreună... Nu au cum. Dar iubirea este liantul care va reuși să zică, mă, eu îl iubesc. Bine, asta, nici asta nu se face la infinit. Odată, maxim 2 ori, dacă a făcut de 3 ori, înseamnă că e un stil de viață și... Așa va face continuu, va fugi. Pentru că ăsta e un mod de a fugi din relații.
ți-e frică să stai în relație și găsești modalitatea de a fugi. Dar tu tot aici, că nu pleci de aici, că cu partenerul ăsta tu ai de vindecat fisura. Și frica, la urmă urmei, vine dinspre tine, din tine, nu exact, de la partener. Exact, tu nu te tine. Duci și da, extra da, în da, afara da, familiei, da. Job sau altceva, da, da, adică din frica partenerului. Ție ți-e frică să stai cu partenerul. Da. Da? Pentru că tot la părinți se întoarce, tot la acea fisură de vindecare. Subiecte de meditat, dragilor, de aprofundat, de aplicat. Mă gândeam așa, de fapt, când te uiți la un partener, cât la sută îl vezi cu adevărat pe el? Fizic, emoțional, psihic? Sau cât la sută sunt proiecțiile tale? Eu cred că vreo 20% reușim să-l vedem. Atât. Atât. Restul suntem noi. Din tot ce studiez de atâția zeci de ani, cam atâta cred. Pentru că restul sunt proiecțiile noastre, sunt părți de ale noastre pe care nu le vedem la noi, le renegăm la noi și le vedem la el. După care sunt proiecțiile părinților noștri, tot ce ne-au băgat, cum trebuie să fii bărbatul, cum trebuie să fii femeia și toate minunile astea. Da? Și atunci eu cred că foarte puțin. 20-80. Niculina, am apreciat întotdeauna curajul tău de a veni cu informații noi pe piață, de a-ți asuma ceea ce spui cu pregătirea ta care stă în spate. Și atunci vin și eu cu o întrebare pe care n-am mai auzit că ți-a fost pusă în alte discuții. Și te întreb în felul următor. La ce vârstă recomanzi, tranșant, din experiența ta, ca doi parteneri să se căsătorească sau să înceapă o relație? Să înceapă o relație. Deci din tot ce am studiat eu și nu cărțile astea, cărții din vechi, tot ceea ce ești tu la acest tot moment, ce sunt eu la acest moment, recomand ca o relație să fie intimă, la asta ne referim în special, și la asta, da. După 18 ani. Okay. Pentru că sunt anumite zone din creier care au nevoie de o anumită maturitate ca să se întâmple acea intimitate. Și apoi mutat împreună, tot aia este, mutat împreună, chiar vorbeam ieri sau altăieri cu cineva, cât de important au fost, că au fost prieteni așa, fiecare mergea la el acasă, fiecare se căutau, că ei ca o... își scriau, își lăsau timp. Cum, de cei care, cum se întâlnesc, cum se mut împreună, intră într-o relație simbiotică care se va termina tot timpul foarte rău. Pentru că nu și-au lăsat timpul ăla psihologic, e un proces și aici. Trebuie minim 6 luni, 8 în vreo 2-3 ani, până când apare mutarea împreună, pentru că tu trebuie să lași loc, trebuie să lași spațiu, să-l aduci pe celălalt în viața ta și tu să intri. Așa când... Păi acum s-a inversat un pic percepția și zice, păi ce să mai pierdem timp? Uite, avem o vârstă, avem niște experiențe în spate, nu mai pierdem timpul. Dar creierul tău nu face, nu-l interesează ce vârstă ai. Da? Creierul nostru nu este interesat de vârsta ta. El când intră în contact cu cineva străin, primele 6 luni stă tot timpul așa, într-un stres continuu. Dacă mă omoară, dacă mă înghită, dacă nu știu ce-mi face, dacă nu știu ce-mi face, e ceva străin. Instinctul animalic. Instinctul animalic, evident. Și atunci noi trebuie să lăsăm un pic de spațiu acolo. De ce să mă fugăresc? Dacă tot e persoana pentru care am o anumită vibrație, am o anumită atracție și este să fim împreună, că este un dat acolo să fim împreună, în sensul în care el sau ea, suntem imago-ul perfect. Nu o să plece din realitatea ta. Sau tu dintre a lui. Așa că dă la o parte această frică că dacă fricile astea, dăm deoparte. Iar cuplurile pe care le-am găsit că au început, într-adevăr, intimitatea după mult timp după ce s-au întâlnit sau s-au mutat după un an, doi, trei împreună, sunt cuplurile care deja ei au început să intre în conectare, conexiunea aia s-a creat. Dar nu doar după o atracție. Au văzut ce îi place lui, ce îmi place mie, ne asumăm. Să intrăm împreună în relații, nu-i place să stăm împreună. Asta nu înseamnă că nu stăteau din când în când împreună. Dar totuși fiecare se întorce la casa lui. Până când împreună, cu pași mici, e un proces ăsta, procesul de relaționare. Nu pac-țac ca iepuri, ne-am adunat și gata. Nu, e un proces. Și atunci trebuie să e nevoie psihologic pentru creierul nostru. Să lăsăm un spațiu să se împlinească acest proces. Deci... recomand intimitatea după 18 ani, pentru că altfel ard bucăți din creier. În fine, n-am cum să vă explic acum, sunt studii întregi făcute pe acest subiect. Și oricum, pașii spre căsătorie, clar de făcut, cum ai spus tu, perioada adolescenței se încheie la 24 de ani. Da, clar, după. După 24 de ani. După 24 de ani, pentru că altfel nu suntem responsabili. Altfel îi crește mama, copiii, faci copii, crește mama, bunicii, bunele și așa mai departe. Unde va ajunge societatea sau unde vor ajunge familia, copiii?
Am în jurul meu cunoștințe și le apreciez foarte mult. Au o anumită vârstă, au ieșit din relații și mi-a plăcut conștiența cu care au zis că eu nu mai vreau să intru în altă relație până când nu vindec la mine. Uh-huh. Dar clar, au văzut, au fost deschise, da. Și-au dat seama, măi, nici la mine nu e ceva în regulă. Exact. Și atunci, bravo, până nu rezolv eu acel aspect, eu nu mai vreau să intru în altă relație. Și am zis, wow! Da, asta e un element bun și, într-adevăr, felicitări. Cauți cărți, cunoașteri, specialiști, da, da, și începi să lucrezi, pentru că, exact cum spuneam, tu îți dai seama că e ceva neregul, dar nu știi ce. De aceea un specialist îți spune punctul pe ei, știi? Aici aș pune următoarea întrebare în completare. La fel mă uit în jurul meu, ceea ce nu se întâmpla poate acum 20 de ani, dar nu mai există disponibilitatea de a rămâne pe termen lung în relație. Da, da. Sunt foarte multe încercări sau se ajunge la multă nepotrivire. Uh-huh, uh-huh. O fi la mijloc superficialitate, o fi la mijloc nerăbdare, grabă. Da. Sau e și treaba că se preferă singurătatea. Să nu mai vreau să-mi bat capul pe termen lung, vreau doar satisfacerea anumitor, da, nevoi și atunci mi-e am bine așa. Am o veste. În relații ne naștem, în relații suferim și relații ne vindecăm. Oricât am fi de singuri, nu reușim vindecarea asta de care avem nevoie. În relații se întâmplă. Eu cred că datorită secolului vitezei totul e consum rapid, nu merge altul. Da, ideea este că te întâlnești cu aceeași temperament, cu aceeași persoană, doar cu altă culoare de păr. Exact cum spun doamnele astea, ok, păi nu văd la mine ce și cum, nu mai intru într-o relație, adevărat. Numai că nici să stai cu tine, după, dacă ai stat mai mult de un an, doi singur, fără să te și lucrezi, după aia nu-ți mai trebuie, pentru că, într-adevăr, intri la chestia asta, știi? Se întâmplă și lucrul ăsta, da. Ideea este că cuplu, parteneriatul de cuplu, ăla conștient, este resursa noastră de vindecare. Cea mai ușoară. Cea mai ușoară, da. Chiar dacă aparent e greu. E greu, când fac, vă sar țandără la amândoi, unul trebuie să zică ăla conștient de obicei. Stop, inspir, expir, lasă-l să-și facă, că cine știe. Oferi spațiu. Da, oferi spațiu. Și apoi când s-o mai liniștit, hai te rog să-mi povestești ce ai simțit, cum ai simțit. Nu de ce te-ai purtat așa, nu ca doamna profesoară sau ca mamă. Ce ai simțit? Ce am făcut de te-a rănit așa de tare? Da? Cred că ai vorbit așa mai mult ca cu o abilitate feminină. Partea feminină trebuie să inițieze. De fapt, da. Trebuie să fie pentru atentă. Pentru că, uite, avem, fac aceste workshop-uri de cupluri și chiar am un material acolo în care cum atragem parteneri dificili și de ce l-atragem pe ăla dificil și ne atragem unul care doar să ne zâmbească și așa mai departe cu părțile acestea pierdute. Și la un moment dat în film, cel care a creat documentarul, el era aricios, era nu știu ce, ea și-a pus mâna cumva pe el și o sângera, după care și-a luat mâna și-a pus o mănușă și l-a atins altfel. Și când l-a atins altfel, el era tot supărat așa și ea îi zice, vrei să mergem la o ceașcă de ceai? Și el s-a întors și a zis, da. Atât. Deci vezi cine? Ea trebuie să facă. Da. Știu că femeile acum nu o să vă convină, dar asta e treaba femeilor. Noi conținem iubirea divină, că de aia facem copii. Deci noi putem conține o ieșire dintre asta de partenerul și să avem grijă cum să o modelăm, pentru că avem plândețe, răbdare, adică asta ar trebui să le activăm în zilele noastre. Am cam uitat de ele, dar poate le-am activat. Și la final, după ce au băut ceașca de ceai unde au vorbit, el a spus mulțumesc. Vedeți ce interesant, mi s-a părut magic asta. Ea a fost cea care l-a atins altfel și a zis, vrei să bem o ceașcă de ceai? Iar el, după ce a băut, a zis, mulțumesc, s-a uitat în ochii ei. Adică, noroc de tine că ai zis, hai să bem o ceașcă de ceai. Deci, dragi femei, asta e treaba noastră. Ai punctat foarte bine și eu am văzut la bunicile mele. Mă laud și sunt atât de bucuroasă că am avut efectiv două bunici, da, înțelepte. Mm-hmm. Și pe parte maternă și pe parte paternă. Fiecare în felul ei. Și într-adevăr, case pline de copii. 7 copii, 10 mm-hmm. copii. Mm-hmm. Da, o femeie poate să facă, cred că, cam totul singură. Da. Poate, da, să facă. Da, de la naștere, poate, creștere, da, trece prin toate emoțiile posibile și imposibile, toate procesele. Și tot ea este cea care, cu înțelepciunea ei, pe care a primit-o prin, prin constituția ei, da, de la divinitate, trebuie să găsească calea să lase și partenerului să-și facă treaba lui. Treaba, chiar dacă, da, ea poate să facă totul. Singur, da.
Păi asta e greu acum în societatea de azi a femeilor. Să nu fie bărbat. Da. Să nu ia locul bărbatului. Nu, domnule, cum să vrem să fim la fel egale cu bărbații? Nu ni trebuie așa ceva. Doamne, ferește să fim egale cu bărbații. Păi dacă suntem egale cu bărbații, doar o să acționăm ceea ce se întâmplă în societatea asta, nu? De când este această modă să fim egale cu bărbații? Oameni buni, n-avem cum. În primul rând avem creierii total diferite, care avem cu totul alte nevoi, n-avem cum vreodată să fim la fel ca bărbații. Și atunci, dacă noi ne-am acceptat feminitatea, dacă noi vrem să fim femei și atât, cu blândețe, cu răbdare, cu iubire, asta e caracteristici feminine. Hai le vom manifestăm, hai să le activăm. Și clar că bărbații nu mai sta cu mâna pe telecomandă, ci le vom lăsa spațiu să-și activeze și ei acționalitatea. Adică să înceapă să acționeze, să facă ceva, să aia, să aia, să aia. Că multe lume mă întreabă, dar tu cum faci? Eu, de exemplu, dacă nu faci ceva care ține de becuri, de din astea, că nu o să mă apuc eu, îi spun chem instalatorul sau electricianul. Și dacă nu o chema, dar pe banii lui? Păi normal, și atunci nu-i convine, că se simte, știți, la bărbați asta, bărbații ceva dau ceva din casă, da? Pe voi vă deranjează, dacă un alt bărbat vine să facă în locul vostru ceea ce voi ar trebui să faceți. Chiar dacă aparent ziceți că nu e adevărat, vă deranjează foarte tare, vă calcă pe orgoliu. Așa că dacă femeia zice, ok, dacă nu faci până poi mâine, o să chem pe vecinul cu tare sau pe cu tare să facă, iau banii casei și o să plătesc. Imediat faci. Pentru că îi calci pe orgoliu. Așa este, da. Niculina, timpul trece. Aole, așa repede. Da, ne-am apropiat și de finalul emisiunii. Te rog, ca să rămână așa proaspăt în creierile noastre, să ne dai câteva instrumente de lucru, așa să le avem la îndemână, pentru cuplu. Prima dintre ele este aprecierea. Aprecie. Adică, aprecieri către cât partener. Cât în cap, ca să cât nu mai încapă reproșurile. Exact. Venim cât mai multe aprecieri. După care, zero negativitate. Zero negativitate înseamnă să nu mai scoatem în evidență negativitatea, ci să găsim partea bună și să o exprimăm. Adică să eviți folosirea... Fără critică, fără judecată, asta e zero negativitate. Fără critică, fără judecată, fără reproșuri. Un exemplu concret. De exemplu, vrei să vii acasă și vezi că nici azi, nici mâine, nici poimă și începi să reproșezi. Ei, nu te oprești. Ai făcut... Stop, inspir, expir, fără reproșuri. Fără reproșuri. Și pur și simplu, unul, dacă din casă ține asta, să vezi că încetul, prin neurone oglindă, îi transmite și celuilalt. Și celălalt va începe să nu mai reproșeze. Non-critică, non-bârfă, non-judicativitate, non-reproș. Nu mai merge să povestiți cu părinții, cu prietenii, cu așa despre bărbatul din casă, că nu e în regulă și nici invers. De obicei, femeile mai fac asta. Un alt exemplu, surprizele. Surprizele sau prospețimea relației e un mare beneficiu pentru ambii parteneri. Da? Să aștepți cu o masă pregătită altfel sau cu o prăjitură special pentru el, mai ales dacă îți din alea cum li făcea mama lui. Sau dacă știi ce, adică ce-i place da, cu adevărat normal, și să nu aștepți un moment onomastic când oricum se așteaptă la... Un dialog imago când apare o frustrare, nu stați cât timpul nu le rezolvă, dragilor, le adâncește. Se sedimentează. Da, și după aia nu mai știi ce să mai spui. După aia apare separarea, în fine. Apare o frustrare, nu chiar atunci când apare, lăsați un pic de spațiu, măcar 24 de ori și apoi spui, uite, aș vrea să-ți comunic, m-am simțit așa, folosiți comunicarea non-violentă. Am observat că, m-am simțit că, ai putea să? Simplu. Mai spune-le odată. Observ că, mă simt așa, ai putea să? Ce simplu e. Și atunci nu mai arăt la el cu deget, uite, astea sunt nevoile mele. M-am simțit singur, ai putea să mă anunți înainte să pleci fără să știu? Cred că acum înțeleg eu o anumită chestie, știi, când ne înțelegem din priviri. Da, da. Dar noi, de fapt, ne înțelegem din priviri pentru că de la început am știut să comunicăm și făcând comunicarea în mod repetat, da. Corect, da? Exact. Nu mai comunici după. Exact. E doar privirea, da. Acea privire care transmis totul. Privirea sau numai te gândești, da. S-a întâmplat, da, asta pentru că s-a creat deja o relație dar de comunicare. Dar 100% sunt convinsă că înainte a fost comunicarea, da. Nu de da. La început ne uitam exact, unul la exact, altul exact. Și... Exact, s-a întâmplat. Da. 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 Niculina, o să te rog, pe final, având în vedere titlul emisiunii, dă mai departe, da. Să transmiți un mesaj telespectatorilor noștri. Da. 1. Pentru cei care sunt într-o relație. Pentru cei care sunteți într-o relație, bucurați-vă că sunteți într-o relație, faceți aprecieri, asta mi se par wow, și creați o intenție longevivă pentru relația voastră. Un vis, o proiecție. Un vis, da. Ceva, un plan împreună. Ca să vă țineți mult. Pentru cei care nu sunteți într-o relație,
Dacă ultima relație s-a finalizat cu suferință, încă sunteți în durere, în doliu și așa mai departe, căutați un specialist care să vă ajute să ieșiți de acolo. Și dacă nu s-a finalizat cu o suferință, și care nu s-a finalizat cu o suferință, o decizie de a încheia relația fără nicio suferință, asta înseamnă că e posibil ca tu deja să-ți fi vindecat ceva din părțile tale pierdute. S-a ajuns la un nivel de conștientizare. Și atunci tu ești liber să vină altcineva cu altceva. Și mergem în continuare tot pe proiecție și pe intenție. Da, să aduci... Să aduci în realitate partenerul care te ajută să te manifesti, care e potrivit pentru evoluția fiecăruia. Că avem loc sub soare toți. Avem loc. Da. Și ne găsim sub același exact, soare. Adică exact. nu există căutări fără să găsești ceea ce cauți. Da. Niculina, îți mulțumim că ne-ai onorat invitația. Efectiv, ai umplut studioul cu energie, cu lumină și ca așa, o vibrație frumoasă. Adică nu, mă bucur. Întotdeauna ai soluții. Nu există să ți se adreseze o întrebare. După vreo 30 de ani de studiu, Magdalena, da, exact. Cred că asta. Vin că cineva mă întreabă, dar cum te-ai răspuns la toate? Păi, probabil că s-a așezat așa, pac, pac și imediat le... Nu numai că răspunzi la toate, dar sunt acele răspunsuri pe care le simți și le înțelegi. Da. Adică nu e doar un nivel teoretic. Mm-hmm. Îți mulțumesc tare mult. Te mai așteptăm și am așa o intuiție că o să mai vii pe la noi și o să mulțumesc. Ne onorezi invitațiile. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, vă spun pe curând din studioul Terra Nova al emisiunii Dă mai departe.